De ce apare de cele mai multe ori constipația? Cred că e frecventă, nu? La copii, la nou-născuți. Sunt două extreme. Sunt fie copilașii constipați, fie copilașii care au scaune foarte dese, care se asimilează, dacă vorbim de perioada 0-6 luni, de exemplu, când copilul încă nu este diversificat, moi cu mucus, uneori și cu firicele de sânge. Dar ca să-ți răspund la întrebarea cu constipația, în primele 6 luni poate să fie problemă, de fapt în prima lună, că acel copil nu se alimentează corespunzător. Și atunci mă refer la sân, Da. când suge direct la sân și înseamnă că nu face un transfer eficient de lapte și ulterior nu are din ce să producă scaunul. La copilașul hrănit cu formula de lapte praf poate să fie chiar o supraalimentare, pentru că s-a populat așa expresia alăptare la cerere, ceea ce este ok, cuvântul alăptare. Dar mamele au transpus această alăptare și la formula de lapte și vine tot la Da. cerere. Și am întâlnit copilași care beau extraordinar de mult lapte praf, se supraalimentează și nu are timp să se producă evacuarea și apare constipația. De asemenea, după faza aceasta de o lună, 6 săptămâni, poate să fie o problemă de tranzit pe floră intestinală, copilul nu are suficiente fibre și automat apare această variantă de constipație. Vreau să trag un semnal, sunt copilași care sunt alăptați exclusiv și se zice pe grupuri, dacă este alăptat exclusiv, poate să aibă tranzit și la 10 zile. Bun. Relativ corect, dar cum mai este acolo un mic disclaimer pe care nimeni nu îl precizează sau îl citește, cum se zice, să nu mai aibă și alte simptome.